Majoritatea PSD-ALDE a reușit să treacă la limită noul cod penal în Parlament. Au fost 167 de voturi pentru, 97 împotrivă și 19 abțineri, cu două mai mult decât era necesar, fiind vorba de o lege organică. Puterea a avut emoții pentru că lipseau 9 deputați de la PSD și ALDE, iar UDMR s-a abținut de la vot. În cele din urmă, cu 9 voturi de la minorități, altele decât cea maghiară și cu un vot de la un parlamentar PMP, noul cod penal a fost aprobat. Dintre parlamentarii clujeni, Horea Nasa și Cristina Burciu de la PSD, dar și Steluța Cătăniciu de la ALDE, au votat pentru noul cod penal. Cioma Boton de la UDMR s-a abținut, iar parlamentarii PNL Adrian Oros, Florin Stamatian și Sorin Moldovan au votat împotriva noii legi. Deputații Emanuel Ungureanu, USR, Adrian Dohotaru, Independent și Cornelitu, PSD, au absentat de la votul final la modificările codului penal. Partidele de opoziție au anunțat că vor ataca noua lege la Curtea Constituțională. Și președintele Klaus Iohannis a criticat modul în care a fost votat actul normativ de către parlamentari. Ceea ce se întâmplă în aceste zile se numește dictatura majorității și este profund dăunătoare democrației. Klaus Iohannis a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională noul cod penal.